Ce face patru ani? Unde e? Unde e Olga? Am fugit, Olga, unde e? Cine a răpit-o? Serios, cine a luat-o? Nu știu cine a luat-o. A luat-o pe Olga, cine a furat-o, bă? Lăieți! Care lăieți a luat-o? Aia care nu are bani. Serios, a luat-o pe sora mea, Ulenț, care nu are bani, a luat-o. Păi de ce a luat-o dușmanii noștri? Nu știu, dă-i în capac. Sunăm la poliție. Ce facem acum? Ăla care face așa de o zăpăcește cu telefoanele, o să mă duc mâine la comandantul poliției la turnul Severin. Da? Mă duc la turnul Severin, la inspectorul șef, să văd cine pune mintea cu Olga. Păi da. Cine pune mintea cu Olga? E problema că dacă pățește ceva și nu știu unde e acum. Nu știu dacă a plecat de bună voie sau nu. Să punem o filmare cu ea, să punem o poză pe stâlp, ca să o vedem mai bine. Păi nu știu, leule, de unde să știu să pun pe stâlp? Că dacă pățește ceva, zorul meu. Păi dacă moare. Doamne, mă duc la inspectorul și eu la turnul să venim la poliție. Păi, patrona, serios, unde o fi? Ce se întâmplă cu sora mea? Să vedem cine pune mintea cu Olga, că Olga are depresie. Unde o fi tu, Olga? Olga are depresie, să vedem cine pune mintea cu ea. Mă, pușcărie, a furat-o, ține-a furat-o! A furat-o la ieții și dușmanii! Nu, trebuie mâine să ne aducem, să vedem ce... Eu... Să ne duci patroane mâine! Cine pune? Să ne duci mâine! Stai! Eu mă duc la Vitez și-o spun lui Miela că Olga nu mai e în casă! Nu mai e Olga în casă? Mă, cine-a furat-o, mă? Unde-i sora mea? Cine pune mintea cu ea, că ea are depresie? Unde e sora mea? Unde e? Are depresie și Olga și Anca au depresie pe mine. Depresie? Că tu ai depresie mai mare ca ele. De ce? De ce? Bă, de ce? Unde e sora mea acum? Ce face? Uite, a plecat și Olga la... Unde? Bine ți-a făcut-o ea, că ai făcut-o în vietă. Ia, Leo, ia să spun ceva. S-a măritat Ianca cu Miela. Tu ai înțeles? Cum s-a măritat? Unde s-a măritat? S-a măritat Anca. A plecat acum de la noi de acasă. Da. Și acum nu mai e tatia. De ce? Tatia nu mai e, a furat-o la aici și dușmanii. Pe cine am furat, mă? Pe cine? Pe sora ta. Da, am furat-o la aici. Dar de ce? Cine? Tu care dușman? Că nu cunosc pe nimeni. Dușmani care nu face banii. Doamne, leule. Deci chiar vorbesc serios. Deci sora mea a fost furată de la poartă. Și nu ai... Păi am văzut eu pe scară. Problema e să știu de ea că e bine. Ar fi bine să știu să-mi dea un telefon, măcar să-mi spună. Ce să știi că bine, că o dau și pe ea la poliție și pe ea la... Care a luat-o. Eu păi, dar de unde e și patru ani după că a plecat cu vreo unul? A plecat că a văzut jemțile de aici, că nu mai sunt. A luat și bagajul. Păi dacă a luat bagajul, unde era bagajul? Unde era bagajul? Era bagajul acolo pe sală. La poliție și o duce la pușcărie. Păi și ce ăla care a luat-o, mâine îl dau la poliție. Aproape, dă-te mai încolo, uite acolo la pat. Ăla care a luat-o, am camere de luat vedere aici. L-am rezistat, să știe de la mine. L-am rezistat că am camere de luat vedere. Cine a venit cu mașina, ai rezistat mașina la mine. Să știe că mâine îl dau la poliție. Pe sora ta la pușcărie. Gata, nu mai e la tine. Mă, cine a băgat-o la pușcărie, mă? Cine? Bucurare politiștii. De ce? Dar babă ta, ca unde e? Unde a lăsat curtea de măturat? A măturat două oale să vadă grobul acolo la filmare. Și a lăsat oalele nespălate, le spăle un la un. A plecat la Pitești. Unde a plecat la Pitești? Are pe unul acolo, nu știa cum să lasă munca să prea. Are pe Dabi și pe mine era. Gata, s-a înfurat cu ea. Vai de capul ei. Vai de capul ei, a lăsat oalele cu. Cine s-a înfurat cu ea, cine s-a înfurat cu ea? A lăsat oalele Anca în curte să le spăl eu. Crătițele, tămile, le-a lăsat să le spăl eu. Păi uite. Acum, e în curte așa ceva, patroană? Îi duce să vezi toate oalele acolo. Serios? Hai duce. A făcut numai acolo. Fraților, ascultă-vă, dar ce se întâmplă aici, a dezbat joc de noi și Olga și Anca la fel, acum a luat... Ia du-te la tine în cameră,
A măturat pe hol, a măturat camerele, a făcut curaj și la tine în cameră să vezi ce e. Nu a intrat la tine în cameră unde spune Pani să o ieși pe Anca. Și o zice că Anca, da. Papa! Du-te să vezi ce e la tine în cameră. Nu a nimic la mine, nu? N-a făcut nimic, a intrat în cameră. A furat pe tatia Lăiești și dușmanii și toată lumea și mascații și procurorii. Și procurorii. Se sună la procurori acum ca să o găsească. Păi da, mătă-nfăr și eu, Izoleta, o caut eu. Măi, Izoleta, tu ai mai primat pe globul tău ceva, n-ai mai primat nimic fără mine. Du-te, filmează-ți tu pe globul tău. Nu, eu filmez pe... Uite, ăsta e vlogul. La leu. Ăsta e vlogul. Filmez la mine, filmez. Ire băiatul meu, frumosul meu. Du-te, filmează și la tine acum. Nu. Numai tu, vezi? Eu nu e tatia, că nu mai o conștient. Păi spune la Fanny, că dacă vede pe tatia să ne anunțe, să ne dea o informație. Să vină procurorii ca să o găsească în casă. Păi spune-i să o găsească și pe noi, nu. Nu procurorii, să Fanny, să dacă o vede pe tatia să ne anunțe pe păi Olga. Da, o văd eu. Iau antena și o văd eu. Unde? Păi nu știu că... Patroana, du-te ceva, mă duc afară să văd. Că dacă nu e... Deci, nu, du-te afară să vezi ce a lăsat tanca. A filmat numai dat de două, trei ori cu mă. Și mă duc să mai caut pe sora mea, poate fi pe aici, pe curte. Unde a fi pe aici? A plecat, am văzut pe camere. A văzut pe Alex, a văzut pe scară. A văzut pe camere de lua vedere că a fugit. Nu, a văzut pe scară la Alex. Unde pe scară? A văzut tu pesca, a văzut la mine la nu la e nimica, mare. Nu e nimica, plecat, am văzut mașina pe cameră. Am mințit, a fost să te auzi, du-te la cine cameră că n-a intrat Anca să facă nu. Curat. Nu, unde sunt du-te oarele? Du-te curte să vezi oarele, Anca a măturat numai de două, trei ori să vadă Fanny. Da, bine, hai. Mi-a furat-o. Vino mă, da tu mâna. Unde e copilul, bă? Îl iau copilul cu mine, unde? Merge așa cu copilul. Fai tu cu tâmpi Anca, vine Anca, unde e? Eu n-am văzut-o pe Olga, am făcut Caterinca. Da. Nu mai ai de mai vorbim pe aici. Uitați vasile aici lăsate de Anca, prieteni, că acum a fugit și Anca la ora asta. Deci Anca a fugit, a plecat. Și ea și Olga. Nu știu unde e Olga, arată vasile, Alex. Uitați vasile murdane. Vedeți, ea a filmat aici astăzi. A afirmat că mătură și ea. Și ce mătură? Uite gunoiul pe jos. Vino gunoiul. Alex, uite gunoiul, fraților. Filmează oala aici. Uite, în care oală? În cratița asta să vadă oalele. Uitați cratița asta. Uite aici să vadă oalele. Murdare. Spălate, murdare. Ia pata. Murdare. Ia să vedem ce părere are patroana de noră sa. Dă-te mai aproape, Alex. Mai aproape, nu lua de la distanță, să o auzi. Zii, a lăsat Anca oalele nespălate, a lăsat un tur afară unde a întopit-o acolo, a lăsat-o. Că a zis că ea face pentru copii muncește, nu pentru noi, parcă muncește. Iată ce zic în gură, să vorbească patrona în vlog. Anca vorbește din buză, așa vorbește. Eu fac de copii, de nepoți, dar nu de soacă și de bărbatul meu. Vă faceți să aibă să mănâncă și ea și copiii ei și nepoții ei. Buzata unde a pus silicoane, a dat 10.000 de euro pe silicoane. Și ea n-are ce să mănâncă, și a dat 10 milioane. A dat banii mei 10.000 de euro pe silicoane, unde am vândut stația PECO. A spus că nu-s banii de la mine. Să insistă că-i Dumnezeu sus să spună că banii de la mine sunt unde am vândut parcarea de a pus silicoanele, țâțele. Patroan, atunci o să vedem să vorbim cu doctorul să ții silicoanele înapoi. Mă duc la doctor să-mi dă banii înapoi. Să-mi dă banii înapoi, 10.000 de euro i-a pus silicoanele. Nu-ți dă doctorul banii înapoi, că nu e așa ceva? Nu, nu facem noi așa ceva, e problema. Du-te că... să vezi, a lăsat camera nefăcută. Nu, nu putem tine. Să lăsăm la mane silicoanele lui Anca. Da, lasă pe dracu, lasă-mă că... Hai să o lăsăm patroana la mane, să le lăsăm, să iei banii înapoi. Vorbesc urât. N-ai nevoie de bani, lăsăm silicoanele. Atât am muncit la porci ăștia trei, porci, am muncit și ea, am muncit, că ea are copii mai tânără. Dar eu, bătrână, e, trebuie să muncesc. Ce îmi trebuie mie, copiii mei, să mănânc un copil ăsta, mănânc o gură de mâncare? Înțelegi? Eu am muncit de mi-a ieșit sufletul, bonlavă, ca să-i pun lucrurile la pon Anca. Nu știa cum să fugă de acasă, să facă vedetă, să vorbească la
Lasă-i Buc să vorbească la aia, nu și ea a făcut buzele mari, s-a spălat, a făcut curat, a măturat și la Leo n-a intrat în cameră, e frumos, fanilor, n-a intrat în cameră să mătură la fani, la Leo. A cui bine să mă duc eu să aduc o noră? E bine? Ea n-a știut să țină de nora ei, eu am ținut de ea, de n-a plecat nici unde, dar ea n-a știut să țină de o noră. Ea a distrus nora, de a pleca nora Mădălina. A plecat din cauza lui Anca. A plecat Mădălina să știe toată țara, i-am dat lucrurile, i-am dat soalele, i-am dat mobilile. Din cauza lui Anca, că să vrea ea să umbră cu Alin. Și Mădălina să stă la cratiță și ea să umbră cu Alin. E bine, fanilor, muierea lui Alin să stă acasă la cratiță și Anca să umbră cu el, să se plimbă, să facă vedetă. Și i-am dat mobilile, i-am dat soalele, la ce mai țineam pat aici în curte? O țineam degeaba pe Mădălina? Dacă Anca să primă ea cu Alin, gata, i-am dat papuci. Bine, pastorane, cum mergi să o caut acum pe Olga? Bună seara, așa îi dau papuci și lui Anca. Îi dau cu de curând, îi dau papuci. Când îi dai papuci? Dă-i mai repede. Cu de curând, gata. Îi dai să plece din casă, a să plece. A plecat Mădălina, să știe toată țara, o să pleacă și Anca. Pleacă Anca, cine? Vino încoace să-mi spui. Gata, gata. Ia uitați camera lui Anca, fraților. Anca dorme aici, dar a refuzat aici, n-a plecat înseamnă. Unde? N-a plecat, nu știu unde s-a dus. O fi aici? Doamne. Ia să vedem ce are aici. Ce are? Are pătuți? Anca are pătuți în cameră? Eu dorm. Are un bebe mic, mă? Dorm eu aici. Ah, tu dormeți, e al tău patul. Da, leule, da. Anca, vedeți, asta este camera lui Anca, fraților. Vedeți unde dorme Anca? Ianca, tati, Ianca! Anca, ne stai cu Anca! Nu mai țipa de unde. Stai aici, 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 aici. Urmă, aici, aici. Olga! Olga! Bă, serios, bă, te face o glumă. Și dacă e aici? Bă, te face o glumă, glumă. Și dacă e aici? O, vezi ce vreau ca lumea are. Și e în dulap. Aici e dormitorul lui Alin. Știu că e în dormitorul lui Alin. Asta e dormitorul lui Alin. Aici. Nu e. Uite să vedem dormitorul lui Alin. Dar de ce e frumos aici? Și acum hai să vedem în dormitorul meu, că nici de-am intrat să facă curat. Lumina. Uite, uitați haibile cum le-a lăsat. Vedeți? Uite mizerie. Trebuia să intre și la mine în cameră aici. Trebuia să intre și la mine în cameră, Alex, ca să îmi facă curat. Zici și tu cum e. Uite și tu ce mizerie e, pe bune chiar. Eu am făcut mizerie, dar ea trebuia să facă curat, Anca, fraților. Vi se pare normal prietenilor să nu facă curat, Anca? O piesă! Pe bune, deci eu nu mai țin în casă la mine. Acum, credeți-mă, a plecat la Pitești, bă, că nu mai e și au luat bagajul și ea și Alin. Și Olga a dispărut cu ele. Cu ei, pardon. Nu, eu nu cred că a plecat cu ei. Olga? Pă, unde e Alex? Atunci, că am zis că dacă a pățit ceva sora mea pe bune, nu știu ce fac. Eu cred că sunt sigur că... S-o fi piturat aici? Nu e piturat. Nu e aici. Nu e aici, nu. Doamne, Dumnezeule, Doamne! Uite-o, uite-o! Ce zici pe bune, Alex? Nu pot să cred acum. O să mai revenim. Haideți să stau să ne revin și eu puțin și vă mai filmez la vlog. Prieteni, acum lăsând toată gluma la o parte, chiar sunt foarte supărat. Că a plecat Anca prima dată și Alin. Da, și tatia. Stai puțin că n-au mai stat acasă. Și a plecat și sora mea, Olga. De la tine. Problema este că au plecat și nu mi-au zis nimic că au plecat de acasă. O, și pătonul nu a plecat, e gata, nu mai e așa supărat. Am rămas seara eu cu patrona acasă și cu Leuțu. Că ei toți au plecat. Dar problema e că Olga a plecat și nu știu unde e.
Am înțeles că a luat bagajul și a plecat, a venit cineva și a luat-o. Nu pot să-mi dau seama, nu știu dacă e bine, nu știu dacă nu e bine. Chiar, fraților, vreau să mă credeți. Sper să nu pățească ceva. Sper ca cine a luat-o să... O readucă? Să o aducă înapoi, normal că trebuie să o aducă înapoi. E vorba că este noaptea, nu știm ce să facem. Nu pot să mă duc la poliție pentru că... Nu știu exact unde e, unde a plecat. Dar dacă nu vine până mâine, mă voi duce la poliție și voi depune plângere ca să o găsim pe Olga. Iar și Anca a plecat cu Alin la Pitești. Dar problema, cred că Anca, cred că vi se pare normal, prieteni, uitați cum i-a lăsat la bucătărie. Filmează puțin la bucătărie aici, așa. Nu, așa. Problema e că Anca a plecat, cred că are pe cineva la Pitești. Are din pe cauza... David, ce? Are pe David, David, cred că are pe cineva, un bărbat. Un bărbat, bă, un bărbat. Are pe Săca, s-a dus înapoi acasă la Stian, am văzut eu acolo la... Cum? Păi ce ai văzut? Că mor mai tu așa și nu... Și nu înțeleg nimic. E problema că... Alex! E problema că are un bărbat, Anca. Deci vreau să vă zic, bomba bombelor, prieteni, Anca are un bărbat. Are pe cineva are pe care stă cu el la Pitești. Pe Săca. Pe Săca, ăla... Săca îl cheamă. Săca, Marinel, Săca. În exclusivitate, Anca are pe cineva. Are pe David, și de data asta voi scăpa de ea să se ducă unde a dus mutul ea.